Seria cazurilor de abandon de deșeuri în cantități considerabile continuă. De această dată, polițiștii locali din cadrul compartimentului Intervenție Rapidă, aflați în patrulare în zona Fratelia, l-au prins pe un bărbat care transporta resturi pe strada bujorilor din Timișoara. Bărbatul în vârstă de 38 de ani cu domiciliul în localitatea Dudești Noi a fost surprins transportând deșeurile cu roaba și cu un cărucior. Deși a fost prins ducând resturile pe timp de noapte, astfel încât să nu fie văzut de alții, a declarat că nu a știut că nu are voie să depoziteze gunoaiele în acel loc. Acesta a fost amendat cu 30.000 de lei. Reamintim că doar săptămâna trecută, alte trei persoane au fost depistate și sancționate drastic pentru aceeași faptă, iar în ultimele luni, 22 de persoane au fost sancționate cu amenzi între 10.000 de lei și 45.000 de lei pentru abandon de deșeuri pe domeniul public, formând astfel adevărate rampe clandestine de deșeuri în zone precum Iuliu Maniu, dimineții cu cercului ceferiștilor, ce drumul boilor centura Timișoarei, Ardealului, Torontalului, Divizia 9 Cavalerie, Mangalia și Panselelor. Atragem atenția că polițiștii locali vor acționa în continuare pentru eradicarea acestui fenomen, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.